După zile întregi de viscol și ninsori, pare că vremea s-a mai liniștit. Meteorologii au anunțat că s-au ridicat codurile pentru ninsori pentru ziua de astăzi. În ultimele zile a fost ceva mai bine, ninsoarea s-a oprit, iar majoritatea drumurilor au fost redeschise traficului. Acum se circulă în condiții normale pentru această perioadă. Soarele însă este cu două tăișuri. Oamenii nu stau deloc liniștiți. Îi bucură zăpada și vremea frumoasă, dar sunt îngrijorați la gândul că inundațiile vor veni în curând. Mă sperie gândul unor zile cu zăpadă mare și mai ales mă sperie gândindu-mă la inundații. Da. Asta numai Dumnezeu știe. Nu vedeți că în ultimul timp și toate programele care prezintă meteo, odată așa, odată așa, Dumnezeu știe. Mă sperie gândul unui nou val de nisori? În principiu, în zona asta nu, dar pentru ceea ce se întâmplă în zona Buzăului, cred că sperie pe toată lumea. În Pitești vremea este stabilă, însă nu se știe pentru câtă vreme. Se anunță zile însorite, dar cu mult ger, și ceața constituie un pericol în aceste zile.